reducem pauza de cafea de la o jumătate de oră la 15 minute. Asta e vestea bună sau vestea proastă. Și vestea bună sau proastă, bine cum o vedeți. Avem 25 de minute pentru discuții pe cele 5 comunicări prezentate în această după amiază. Vă rog, concizie, relativă precizie, în întrebări și sigur cine răspunsă. De asemenea, cu o precizare, nu aș vrea ca intervenții să fie alte comunicări. Deci, intervenția să se rezume la întrebări punctuale și eventual comentarii foarte funcționale. Altfel, oprim în discuție. Mulțumesc! O întrebare pentru domnul coleg de la Cluj. Dacă în expunerea și în cercetarea domniei sale a avut în vedere modelele strategice. Modelele strategice americane, containmentul sau rollback-ul și dacă ca teza a lucrării a subliniat clivajul acesta între mesajul militarilor pe care i-a spus de rang secund ca Ira Hamilton, Henry Roberts și Robert Lee Wolfe și Gordon Skye, care era șeful Comisiei Militare și diplomații acreditați la sfârșitul anilor 40, Barton Berry și Rudolf Schoenfeld, a existat un clivaj ideatic, mă refer, și de semnale transmise către factorii de decizie de la Washington. Asta era pentru domnul coleg de la Timișoara. Mă gândeam dacă ați avut în vedere în cercetarea dumneavoastră modelul dictaturii de dezvoltare. Dictatura de dezvoltare legată de o teorie a dependenței economice, a industrializării de substituție după modelele Santiago Macario, Wallerstein sau Fernando Henrique Cardoso pentru Brazilia. Și dacă, în ce măsură v-ați gândit la o extindere a acestei comparații și la alte zone? Pinochet, bună oară, în Chile, mi se pare potrivit. Vă mulțumesc! Deci, domnul Zafirescu, nu vreau să fiu politicos, lăsăm cu oamenii care n-au mai vorbit în această conferință. Deci, domnul Zafirescu, cu o întrebare pe colega Cristina Diac, cine mai e? Și eu aici. Nu, urmează și dumneavoastră. Mai e colegul Silviu Moldovanu, pe care nu am dumneavoastră. Și colega Antona. Și colega Antona. Bun, acum n-am pus să le văd, deci domnul... E doamna Mioara Antona acolo. O văd. Deci. Am un rău format. Domnul Zafirescu. Pentru domnul Duica, în legătură cu legea 221, știu că au fost niște discuții la Camera Deputaților. Încă mai sunt. Urmează să se, adică să se redacteze de către comisie o... Am înțeles. Un nou text. Da, nu am vrut să intru la amănunte pentru că... Ok. Te-am luat întrebările fără răspunsul. Da, un nou text. Au fost consultați și deținuții politici și deportații, ori a rămas că numărul lor a diminuat destul de mult, prin de deportați, cam 25.000 și foștii deținuți sub 3.000. Și de asemenea a diminuat numărul prin acordarea numai pentru soțul supraviețuitor și nu la ceilalți. Mă rog, ceilalți urmași. Și pentru domnul Moraru, o întrebare în legătură cu evrei din Statele Unite. Nu s-a perceput din partea statului român nicio sumă de bani, pentru că, în general, s-au vândut oamenii în România, mai ales evrei și germani, inclusiv români de baștină. Da. Asta era întrebarea. Ok. Cristina Diac. Doamna Cristina, Mioara. Deci era și Silviu Moldovan. Silviu Moldovan. Deci, frate, preluăm întrebările, după care a răspunsuri și mai mult.
Pentru domnul Constantin Moraru, două întrebări, una mai generală și una mai aplicată. Fiind un amiu cercetător foarte aplicat ca critic al arhivelor comunismului, al stenogramelor, ședințelor biroului politici, secretariatul care există în arhive, am înțeles-o corect sau noastră identificați, argumentați în spiritul unei legături existente între vizita aceasta lui Ceaușescu și întâlnirii sale cu grupurile evreiești și acordarea clauzei? Asta ar fi întrebarea punctuală și cealaltă mai generală, care s-ar putea să ofere, funcție de răspunsul dumneavoastră, niște explicații la comunicarea foarte interesantă a colegului de la Timișoara. Credeți că identifica până la se poziționa în mintea lui Ceaușescu problema aceasta evreiască? Pentru că de la el este foarte probabil ca ea să se fi instituționalizat și instrumentalizat până în 1989 și maniera pe care Ceaușescu gândește problema evreiască s-ar putea să explice cum este văzută această problemă astăzi. Cum fac din societatea românească se raportează la evrei și la problema evreiască. Mulțumesc! Dar tot pentru colegul Moraru, gândesc că asta ar putea să o faci documentare destul de vastă. Aveți cumva o explicație legată de rezervele conducerii de la București față de procesul de emigrare a evreilor din România? Dacă ați reușit sau dacă reușiți să formulați o explicație. Pentru începutul anilor 50, lucrurile sunt oarecum clare, dar după 1967, în momentul în care România își inițializează cumva poziția în planul relațiilor internaționale, puteți să găsiți o altă explicație? Pentru colegul Nițu de la Timișoara, ați afirmat la un moment dat că politicile economice ale regimului Ceaușescu au fost greșite, însă pot fi ele de asemenea contextualizate, ținând cont de evoluțiile economice internaționale și de ritmurile pe care România le pierde. Bineînțeles, comparațiile mie, eu acum sunt istoric, deci nu pot să mă bazatez pe teritoriul comparației pe care dumneavoastră ați realizat-o. Iar în ceea ce privește pe ultima comunicare, domnul Copilaș, nu cred că este mai degrabă vorba despre o convenție, pentru că noi, din perspectivă istorică, nu privim ca împărțirea între cele două grupuri, grupuri rivale, ele sunt, de fapt, rezultatul jocurilor de putere din interiorul partidului. Și nu cred că, bun, în cazul lui Gaston Marin, poate că ar trebui să aducem în vedere și caracterul total subiectiv al memoriilor și anii în care ele au fost redactate. Poate că aceste memorii au fost cumva influențate de ceea ce se spusese deja până atunci. Practic avem de-a face cu un proces de alterare a memoriei și, prin urmare, pot fi preluate anumite teze care se regăsesc cumva în discursul public. Domnul Moldovan. Întrebare pentru domnul Ciprian Nițu. Dacă cumva nu am înțeles bine din cauza formalizării, atunci mă retrag întrebarea ta. Cred că a spus la un moment dat, ați făcut referire la tendința liderului sud-corean de a obține arma atomică și cu precizarea, din păcate, americanul a intervenit și nu s-a mai pus în aplicare acest plan. Întrebarea mea ar fi de ce ar trebui să fim convici că un nou caz de proliferare nucleară într-un stat care nu era nici democratic, nici lipsit de umbrela trupelor străine, zeci de mii erau în anii 90, acolo respectiv american și care mai știu sub condițiile armistițiului, ar fi fost un lucru bun. Pentru domnul Emanuel Copilaș, un comentariu sau un pic detaliat aș dori o amintire, pentru că nu toate textele la care ați făcut referire sunt fascispăide sau așa mai departe. Dacă ați putea fixa o zonă, zic, dezirabilă sau admisibilă moralmente și democraticește față de tratarea acestei probleme sau nu, pentru că multe din aprecierile astea apar și în reprezentanții anglo-americani din România sau în operele democraților din exil. Mulțumesc. N-aș vrea să rămânem cu impresia că orice fel de referire la problemă ar fi blamabilă. Domnul Ilarion Țiu menționa în secțiunea precedentă că uneori istoricii se simt intimidați de maniera în care
sunt judecat de analizat. Mulțumesc. Ok, mulțumesc. Avem aici două intervenții din partea domnului Rostov Brătaș și din partea domnului profesor Iliescu, după care ne întoarcem la dumneavoastră, domnule Varate. Așa a fost ordinea de înscriere. O respectă. Vă rog, scurt. Mulțumesc. Dan Stănescu, Fundația Oamenilor de Știință. Mai întâi o întrebare, dar în același timp o remarcă în atenția domnului Felician Duică. Nu știu dacă ați omis intenționat sau nu, dar sunt legi organice peste care ați trecut cu foarte multă ușurință. Lista este vorba de legea 18 pe 90, legea 40 pe 90, care a fost abrogată și înlocuită cu legea 340. Vorbiți în microfon, că nici aici nu se aude. Deci, legea, ați omis o serie întreagă, domnule Duică, de legi organice, legi speciale. Da, ați amintit unele periferice. Bun, mai departe. Legea 18 răspund eu, fiindcă sunt cel care am votat. Sigur că da. În luna martie, mai departe, care să mă nu mă întrerupeți, vă rog, nici eu nu v-am întrerupt la discuție. Deci eu sunt moderator. Și care e calitatea un moderator? Da, vă mulțumesc. În privința domnului Lucian Bogdan de la Universitatea Babeș-Bolyai, să știți că Ardealul de Nord n-a fost cedat ca urmare a insistențelor anglo-americane, nu. Și datorită bunăvoinței lui Stalin față de Corti, care l-a tratat. În 41 a semnat cu el un tratat, ca a doua zi sau peste două săptămâni să-l trateze, semnând un alt tratat cu Hitler. Asta este explicația pentru care Ardealul de Nord a fost... După cum aici o serie întreagă de istorie și nu numai, spun că canalul Dunărea Marea Neagră a fost ca urmare a unei bunăvoințe a lui Stalin. Nu. A fost la cererea lui Dej, care a îngropat epita românească acolo. Mai departe, privitor la afirmația complet gratuită a domnului moderator aici de față, dacă nu mă înșel, îl cheamă Buchet, politologia nu numai că a eșuat, n-a eșuat, ci s-a dezvoltat continuu. E o știință. Nu cred să ne ferim, dar... Eu sunt Constantin Buchet. Mă scuzeați, domnul Abraham. Da, eu sunt. Nu există așa ceva. Nu ne spunea și strădeați. Mai departe. Privitor la... Deci rugă-l te mai să facem fie. O altă chestiune la care vreau să mă refer este privitor la întrebarea care a făcut și eu de la Universitatea privitor la dezvoltarea economică care îngrădește libertățile politice ale cetățenilor vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat atât sub regimul de și Ceaușescu, care a continuat vânzând efectiv elita evrească și nu și elita tendențează să și face așa mai departe. Care este poziția noastră privitor la actuala dezvoltare versus revenirea libertății? Profesor Iliescu, întrebări. Eu fac câteva observații de trei fraze de ce le fac de cea competență. I-am urmărit problema grească de Serbia Europa și a cinului Rusul. 2. Eu am emigrat în anul 83 pe lista americană. Eu am fost prieten cu ambasadorul Germaniei din timp și cu ambasadorul Americii Van der Burg. De aceea știu o serie de lucruri, vă spun în fraze. Întâi, chestiunea cu Coreea, cred că știți că Coreea este motivul pentru care a urmat arestarea ministrilor români. În vara lui 49, șeful KGB-ului rusesc, așa,
la Sclavska Poneba în Polonia, la Rokossovski, i-a adunat pe ministrul de interne. Atunci a spus, în vara următoare, 50, vor fi complicați în Pacific, luați măsuri. De-aia România, din ianuarie, s-au arestat miniștri, cei care ieșeau de la asta și deci un val de teroare. În iunie, Corea a fost invadată de sud de Corea de Nord. Asta e una dintre explicațiile normale acceptate. Doi, problema evrească. Ceaușescu, ca și Marișalul Antonescu, vrea să aibă România curată, numai în români. De-aia Ceaușescu a vândut cu plăcere pe evrei, banii a luat însă din Israel și nu are cea cazul să vorbesc de amasă și la contul și la tot, și pentru nemți 10.000 anual. Deci de la aceleași idei s-a pornit, nu americani în Turchie. Clauza națiunii favorizate. Clauza națiunii favorizate aducea României în medie 500 de milioane de dolari, când o termina unor excroci americani să vină să exporte negru de fum, geamuri și fier vechi, fără impozit din America, și atunci se puteau vine. Și cu această clauză, mai ales Reagan, l-a lăsat în fiecare an pe Ceaușescu. Și am intrat acolo, am plecat pe lista americană. Și în anul 82, Ceaușescu a încercat șantajul mare și a cerut bani de la cei care urmau să emigreze. Noi ni s-a cerut familie de bani, nu eram banda celor bani socialiste, fiind mai moderni de bani, ni s-a cerut 200 de mii de mărci cu un bun de 100 de ori. Ok, nu mai baterie, nu mai de baterie. Ultima întrebare. Mulțumesc, mulțumesc. O întrebare către domnul Marino Copilaș. Numele meu este Vărat. În legătură cu aceste categorii moscoviți sau nativi, momentul când Ana Pauker este schimbată pe linia Prutului, în noapte spre 1 mai, în anii 1949, ea plecat în Uniunea Sovietică. Acest moment a fost precedat de negocieri pe linie diplomatică. Noi toți știm că a fost schimbat Ana Pauker. Inițial, în notele lui Lavrentiev, s-a cerut nu numai Ana Pauker, s-a cerut două persoane. Ana Pauker și Gheorghe Udej. Răspunsul lui Antonescu a fost scurt. Pauker, da. Numitul Dej, nu. Nu am știat de niciun document. Și atunci, cum îi putem plasa în categorii? Deci nu a devenit cunoscut Moscovii în 44. Pauker a fost ridicat la acest moment. Deja vorbește ceva. Ok, sper că se aude. Din mai. Noaptea. S-a înregistrat. Și dacă cunoaște ceva în legătură cu teza pe care îmi menționa dumneavoastră, logicura de la 1944. De ce vă întrebați scriură? În momentul când s-a dat liber pentru divizia Tudor Vladimirescu, pe 15 noiembrie 1943, comandantul desemnat la acest divizie, o pătenent colonelul Cambrea, făcea un curs de pregătire specială la stația Plajă, în Moscova. Conform mărturilor sale ulterioare, la un moment dat a fost întrebat de către Ana Pauker. Sunteți pregătit pentru o revoluție în România? Și el a răspuns, pentru trei revoluții. Una împotriva lui Antonescu, una împotriva regelui Mihai și una împotriva burghezii români. Mi se pare că teza nu era atât de lipsită de temei, după ce vorbește istoriografia. Ok, mulțumesc, aici s-a încheiat întrebările. Primul fiecare a mai putut adăuga și alte întrebări. Eu o să le am propriile întrebări și comentarii, dar renunț la ele, pentru că tot programul a anunțat. În ordinea celor care au vorbit, vă rog să pune, după care să intrăm în pauză. Am răspuns, de fapt, o mulțumire pentru domnul
mulțumire de putere pentru domnul Zanfirescu legat de stadiul legii 221 din Marșul. E necesar în continuare, până se elaborează acest act normativ, o comunicare mult mai bună între partele decidenți și victime, să vorbim clar. Așa. Iar domnului Stănescu, dacă am reținut bine, am spus, am încercat să mă acces doar pe acele legi sau acte normative care aduc memoria victimelor comunismului. Legea 18 de care vorbesc dacă nu știu, e de fapt o reconstituire a drepturilor de proprietate sau de constituirea drepturilor de proprietate. Poate au fost oameni care nu au pătimit, decât doar că li s-au luat proprietatea și au venit după aceea moștenitori să-și refacă proprietățile. Dar eu, dacă am încercat să fiu cât de repede, vorbeam de despăgubiri, de beneficii, de crucea comemorativă, de înființarea unor institute care să aducă în prim plan în cunoștința celor de acum, dar și celor exact, despre calitatea de luptător și totodată și ce au însemnat și ce înseamnă problematica aceasta la nivelul pentru că nu suntem singuri și ați văzut din scurta prezentare că la nivel european există preocupare pentru a evidenția rolurile regimului comunist și nu numai. Încă o dată îi mulțumesc domnului Zanfirescu și îi promit că de fiecare dată când va fi dezbatere la Comisia Juridică în special, suntem acolo și îl ajut cu tot ce poate. Ok, mulțumesc, Lucian Bogdan. Adresăm prima chestiune, dacă ai existat schimbarea între politica geostrategică americană și elaborarea cursului diplomației, a spune că nu mai existat atât un clivaj cât un decalaj temporal. Adică de la personalul diplomatic și militarii de rang inferior din teren veneau anumite semnale și rapoarte care a fost interpretate mult mai târziu. De exemplu, toată strategia îndinguirii și împingerii înapoi a comuniștilor după ce se atinge un punct de cotitură de la care aceștia se intre în declin a fost elaborată practic în paralel cu George Kennan și de ministrul american la Budapesta, Seldon Chatting, care scria că ar fi un act suicidat pentru America să nu își ajute prietenii și că ar trebui să susțină buzunarele de rezistență din Europa de Est. Aceasta înainte să devină strategie oficială. Revenind acum la cea de-a doua chestiune a refuzării apelului de Nord, de acord cu partea că decizia sovietică a fost cea care a contat, însă aceasta, la început, aș preciza, avea o nuanțare. Adică ei doreau fie să mențină, din ce mi-am amintit cu siguranță că am găsit, fie să mențină o administrație sovietică mai mult timp, fie să se asigure o administrare, asta a elaborat mai multe strategii, o administrare duală română-maghiară, iar pentru varianta retrocedării integrale s-a tot amânat decizia. Și de altfel acesta a fost și unul din motivele pentru care profesorul Nicolae Mărgineanu a fost arestat, că el încerca să facă lobby pe lângă americani, bucurându-se de popularitatea pe care avea de fortusie Rockefeller, să-i convingă și pe sovietici de justeția istorică a retrocedării. Cu alte cuvinte, a existat și un rol american proba practic în acest sens. Sigur că nu a fost, să spunem, factorul chiar decisiv sau cel mai important al chestiunii, dar a existat. Și ideea de dasul meu era să subliniez existența anumitor contacte chiar mai mici decât cele care, să spunem, că au schimbat partea lumii. Ok,
Mulțumesc, domnul Moraru. Da, pe zona precizarea pe care a făcut-o domnul Napire, într-adevăr, eu nu am putut aici să documentul în față, cum este poziția pe care a adoptat-o atunci Ceaușescu, care a spus pe pasul că nu se plătește nicio taxă referitor la... Deși mă gândesc că organizațiile evreiești nu aveau informații despre acest lucru. Dar într-o discuție oficială, ce zicem neapărat oficială, dar la momentul respectiv vizita a fost prezentată în presă, pentru că după aceea s-a dat o declarație și cotidienele americane au preluat declarația, chiar Ceaușescu a spus că această România este eligibilă în a primi clauza națiunii cele mai favorizate, pentru că a acordat plecările celor care doreau să plece de oricine vreau. În ceea ce privește dacă există o legătură între vizită și acordarea clauzei. Bineînțeles că există, deoarece după 73 autoritățile române au făcut la acel moment, să zicem, presiuni și, într-adevăr, constante la autoritățile americane pentru a acorda, obține clauza. Și erau conștienți că fără sprijinul sau, să zicem, lobby-ul pe care organizațiile evreiești le aveau în congres pentru a obține clauza, nu ar fi putut să o obțină. Chiar dacă, să zicem, președinții, atât Nixon și Ford, erau favorabili acordării clauzei, fără a avea un sprijin din congres prin care evreii știau să facă, nu puteau să obțină. Și atunci, într-adevăr, această presiune și întâlnire, fie la București, fie la Washington, în vizite oficiale sau organizațiile evreiești în România, există o legătură. Nu cred că noi invită-o la conspiraționiste, evreii fac, au influență, cultă asociată. Nu cred că s-a mers neapărat pe o chestiune de conspiraționiste, aici e o chestiune pragmatică, de obținere a clauzei pentru beneficii economice. Deci nu a fost, nu s-a văzut niciodată, în, cel puțin nu am întâlnit documente, o chestiune legată de așa numită teză conspiraționistă. Și au fost pur și simplu pragmatici. Știau pe cine să fie și care sunt mari. Dar au luat de la Israel. Mari au luat de la Israel de cap negru. Eu cunosc de la Germania de cap negru. Da. Există conturi. Da. Iar în ceea ce privește la Ceaușescu, mentalitatea lui sau dacă este percepția lui asupra acestor plecări, din câte văd aici, nu există o vreodată, să zicem, vreo atitudine de oprire neapărat a acestor plecări. S-au privit problema puțin oarecum dacă pot să obțină ceva beneficii de aici. Pentru că chiar dacă spune, chiar această stenogramă spune că sunt anumite reveniri sau cereri de reîntoarcere în țară a unor celor care au plecat, deși aici, o să o vedeți, de aici acțiune textual o afirmă, nu am întâlnit cumva să spus vreo problemă legată... Era antisemit Ceaușescu, mai să spun, la toate fi, după dumneavoastră, era antisemit Ceaușescu, dar asta nu găsit. Dacă aș fi considerat, există boala, există în acest sens. Dar nu este prima dată, să zic, oficial în cadru. Dar boala este. Chiar se privește rezervele dacă autorităților române față de politica de imigrație. Nu, la Ioan Anton, da? Mă rog, să ascultăm răspunsul. După, dacă zicem, după anii 60-70, o anumită rezervă, n-aș putea spune că neapărat a existat, dar din faptului că până în anii 60, deja au fost două valuri de succesiuni de emigrări la nivel mare. Vorbim aici de 10.000, 15.000, vorbim de sute de mii. De 10. Și a recunoscut, n-a rupt relațiile cu Israel. Asta e semnul unei înțelegeri. De urmă, acolo a profitat în România. Da. Și ai 7 războiuri și da. Singurul țar împotriva Uniunii Sovietice. Așa. Și atunci autoritățile române au tratat problema oarecum, să zicem, într-un context în care ea era legată de anumite avantaje economice. Pentru că putem lega aici și problema germanilor, care ea a apărut mai târziu. Deci n-a fost, cum a fost în cazul problemei evreiești, imediat după al doilea război mondial,
ceea ce privește pentru populația germană, abia primele cereri care au început, abia la sfârșitul anilor 59, începând 60, dar foarte sporadic, și ulterior, din anii 70, începe chiar, să zicem, oficial, după ocazia vizitei, după reluarea relațiilor diplomatice. După România a fost așa. Ok, domnul Nițu, aveți cuvântul la microfon. Ceea ce privește prima întrebare, dacă se aude? Da, da. Dacă am aplicat cercetarea mea de defensă, trebuie să mărturisesc că nu am făcut-o în mod punctual, dar că undeva în arsenalul pentru care background m-am gândit la această problemă a dependenței, de fapt și Ceaușescu și mai ales așa cum încercat să arată în cazul lui Barcean, și-au pus problema aceasta a independenței în raportul hegemonului cu sistem bipolar de putere. Fiecare hegemonul, aliatul, cum mai ideologic, în cazul Coreei de Sud, Statele Unite ale Americii, în cazul lui Ceaușescu, spunem, URSS-ul. Interesant este însă că și aici o altă diferență, dacă mergem pe comparație, Park Chan-hee reușește să câștige, într-un fel, independența sau autonomia Coreei de Sud. Sigur că militar, încă din ceea ce privește securitatea, Coreea de Sud este încă... Sub umbrela Americii? Da, mai ales neavând arma nucleară. După resetarea relațiilor americano-chineze. Da. Mai ales în acel context, n-am dat detalii, dar sigur, vorbeam de o retragere americanilor din zonă. În primul rând, începe cu Kennedy. Kennedy deja manifestă o tendință de a reduce cheltuielile în Indochina. Apoi Johnson e oarecum ambivalent în ceea ce privește pe Park Chan-hee. Urmează Carter, care este clar pe picior de război cu Park Chan-hee în ceea ce privește în special drepturile omului, pentru că acestea erau pe agenda electorală lui Carter. Nixon, de asemenea, înaintea lui Johnson, a fost mai conștient. Bun, deci interesant e că Park Chan-hee reușește să obțină o oarecare independență pentru Coreea de Sud, dar Ceaușescu nu reușește. De fapt, prin politicile economice adoptate, el din anii 70, și acum încep partea să spun și o altă întrebare, a mărit dependența față de URSS în anii 80. Mare industria grafică alimentară și în contextul crize energetice. Spun acum la întrebare dacă politicile lui Ceaușescu pot fi contextualizate, fără îndoială pot fi contextualizate. Au creat mari presiuni pentru Ceaușescu, special în anii 70 și începutul anilor 80. Dar, totuși, ideologic, Ceaușescu a aplicat, fiind și având simpatii staliniste, el a urmat planul de industrializare din Uniunea Sovietică, din anii 20, planul Feldman. Primare. Dar sigur că a contat criza petrolului, cel puțin. Dar și petrolul iranian, când ne vădă un construit pentru petrolul iranian. Iranian, da. Și în măsura în care șahul a căzut de la putere, sursele... Nu, s-a înțeles cu ceea și cu comentarii. În 1989, când Iran a fost deci. Dar un pic mai târziu. În ceea ce privește la comparația aceasta poate fi extinsă. Trebuie să recunosc că e puțin forțată comparația. E greu să compari și comparația are regulile propriu, poți să compari de fapt cu bașoricel, cu telefonul. Dar, în general, în literatura de specialitate, Park Chan-hee e comparat cu lider autoritar de genul lui Kemal Atatürk, Deng Xiaoping, spre exemplu. Ferdinand Marcos sau alți lideri, cum am spus, din America Latină. Da. Iar Ceaușescu, mai degrabă cu lideri de tipul Stalin, Kim Il-sung sau alți lideri comuniști din Europa.
Da, deci dacă merge doar pe valori politice, pe ideologii politice, atunci ar trebui păstrate aceste categorii care există în internet. Însă comparația putea fi extinsă pe politici de dezvoltare. Cred că s-ar putea extinsă ce se face. Domnul Copilaș, cât mai scurt posibil, da? Prima întrebare. Dacă această distinție nativ-moscovit nu e de fapt o convenție și dacă am înțeles bine, memoria alterată a demnitarilor comuniști a prezentat-o oarecum așa repetitiv, necritic. Într-adevăr, sigur că este și o convenție, mai ales în cadrul discursului științific istoric, și este posibil ca demnitarii comuniști care și-au scris memoriile să preia pur și simplu necritic acest calup de propagandă așa foarte sistematic. Pe de altă parte, aceiași demnitari în memorie au încercat să-și hipertrofieze imaginea și să-și o îmbunătățească pe cât posibil. Și deși tipologia aceasta funcționează și ca o convenție foarte nevinovată, între ghilimele, ea are totuși anumite valențe ideologice în afara discursului istoric, dacă vreți, sau poate și în cadrul lui, dar mai degrabă incipiente, insesizabile. Și ajung la a doua întrebare. Poate am exagerat asta să fie o carență a prezentării mele când cu termenul acesta fascistoid, dar cu siguranță la Corneliu Vadim Tudor, la România Mare, la Europa, era un antisemitism dezlănțuit, bazat sigur pe ideea centrală că ideea comunistă este o creație și o practică a establishmentului evresc internațional. Desigur, există fușe fascistoide în cadrul discursului ideologic, dar în cadrul discursului politic, dacă vreți, și acelui istoric, putem prezenta distinția ca pe o simplă convenție. Numai că repetarea ei în acest fel necritic, practic perpetuează un clișeu cu un potențial ascuns și destul de periculos din punctul meu de vedere. Nu știu, poate sunt mai nevricos vorba lui Caragiale, dar consider că aici e un potențial, o încărcătură nefastă care trebuie să o avem în vedere. Și referitor la ultima întrebare, în 41, când Nana Pauker a ajuns în Uniunea Sovietică și s-a negociat și pentru Dej, iar Stalin, nu dacă am înțeles bine, s-ar fi opus. Nu mi se pare că invalidează deloc teoria pe care am prezentat-o. De ce? Pentru că tocmai Gheorghiu Dej, rudimentară sa limbă rusă și cunoștințele de marxist-leninist, le-a învățat în închisoare de la agenți sovietici. Și este foarte posibil, sigur aici speculez, sunt pe terenul speculației, ca Stalin să se fie opus tocmai din cauza că avea nevoie în închisoare de un lider comunist foarte bun. Antonescu, nu Stalin. Antonescu, da. Mulțumesc. Deci nu văd cum acesta ar invalida teoria grupului. Și apoi, divizia aceasta Tudor Vladimirescu, formată din prizonieri români, care a fost antrenată ideologic de către Anna Pauker pentru a impune modelul stalinist sovietic în România, în primul rând era formată din români, nu din evrei, maghiari sau germani. Deci văd în continuare aceeași imixtiune